Salutare, fraților! Astăzi dăm drumul la o nouă emisiune. O scrisoare pentru tine, oricum nu te ascultă nimeni. Cum bine știți, mă numesc Alex Talebanu și astăzi o să transmit un mesaj din partea lui Alexandru AKV pentru fratele lui Enas. Fraților, m-a rugat frumos, mi-a zis: Talebane, poate tu reușești să-i trimiți acest mesaj, poate pe tine te urmărește și sper să mă ajuți. Din cauza acestui băiat, eu ușor, ușor intru în depresie. Și am început să-mi fac griji pentru acest băiat. De ce? El e un băiat foarte mare și de o mare finețe. El e mare, mare, mare de felul lui, dar are și puțină finețe. Credeți-mă. Bun. Fraților, am acest mesaj să-i transmit lui băiatul ăsta Enas. Din ce cauză? Acest Alexandru AKV mi-a scris că el a vrut să-și facă un canal de YouTube în care să facă echipă cu Enas. Dar ce s-a întâmplat? Alexandru AKV era pe live, făcea un live foarte frumos, vorbea cu Enas, când dintr-o dată Enas dormea pe live. Deci acest băiat vorbea ca prostul, să zicem. Și el s-a simțit foarte nașpa. Și a zis: frate, emisiunea ta sper să reușească să ne unească la loc cum eram înainte, să fim o echipă cum eram înainte, să putem să facem reacții și așa mai departe, fraților. Fraților, dăm drumul la această scrisoare, la această poezie, la această baladă care Alexandru a scris-o din inimă pentru tovarășul lui. Fraților, pregătiți-vă șervețelele că o să începeți să plângeți. Eu nu credeam că într-un corp așa de mic, bine, să zicem așa cum are Alexandru, sună bine, nu? Să fie așa de multă tristețe. Pe mine pur și simplu m-a întristat foarte mult, foarte, foarte mult și vreau să ascultați și voi acest mesaj, această poezie scris într-un moment foarte urât din viața acestui băiat. Cine îl cunoaște, știți și voi, a lăsat locul de muncă să se apuce de YouTube și a pus bazele în acest băiat Enas și când era lumea mai dragă, l-a dezamăgit. Fraților, vă bag acolo un instrumental lejer, să dăm senzația aia de ceva romantic. Și dăm drumul. Acum o să vă citesc poezia lui băiatul ăsta. Urechile deschise, ascultați bine ce cuvinte a scris acest băiat. Haideți, mă, să dăm drumul și vă aduc aminte. Bine ați venit la emisiunea O scrisoare pentru tine. Oricum nu te ascultă nimeni. Haideți, fraților. Enas, aceste cuvinte sunt din partea lui AKV pentru tine. Ascultă, ascultă bine și să-ți fie rușine. În fiecare clipă a vieții tu ai făcut parte din ea. Fiecare clipă am lăsat-o pe mâna ta. Astăzi lacrima tristeții curge doar pe fața mea. Ăștia-s drumurile vieții, când vrei ce nu poți avea. După tine va veni într-o zi rău ce mi l-ai făcut, ce-a durut. După mine vor veni doar bucurii de atâta bine ce ți-am făcut zi de zi. Sunt ultimile cuvinte pe care ți le mai spun și să nu spui jurăminte că distrugi un suflet bun. Ai auzi, Enas? Astăzi lacrima tristeții curge doar pe fața mea. Ăștia-s drumurile vieții, când vrei ce nu poți avea. După tine va veni într-o zi rău ce mi l-ai făcut, ce-a durut. După mine vor veni doar bucurii, după atâta bine ce ți-am făcut zi de zi. Enas, băiatul ăsta s-a jurat că nu... Stop muzica. Enas, băiatul ăsta s-a jurat că nu o să te mai bată.
Băiatul ăsta a jurat că o să-și pună burta lui pe post de perină de puf cum ai acasă la tine. Important să te întorci la el. Te rog eu frumos, această emisiune vrea să vă împace și să vă creați acel content pe care l-aveați înainte. Să faceți acele live-uri foarte frumoase și foarte urmărite. Mai ales când AKV-ul dădea drumul la 4 telefoane în același timp. Tu l-ai dezamăgit pe băiatul ăsta. El a pus suflet și giga. Suflet și internet ca să creeze ceva. Și tu l-ai dezamăgit într-un moment foarte important din viața lui. Enas, ascultă bine cuvintele care ți le-a scris acest băiat și întoarce-te la el. Fraților, ăsta a fost primul episod din această emisiune. O să venim cu alte scrisori, poezii și sper să răspundă și Enas la această poezie. Următorul episod sper să reușesc să-l fac cu acest băiat Enas, în care o să-i trimită și el o scrisoare, unde să-și ceară scuze și o să promită că o să facă ce i-a promis acestui băiat. Acestui mare, mare, mare băiat care a lăsat serviciu și a sperat în tine. Vă pupă talebanul și fiți mai buni. Nu mai dezamăgiți oamenii și animalele ca un suflet. Și suferă în același fel. Te pup, ursule, și îmi pare rău, frate, dacă pot să te ajut, mai trimite-mi scrisori, mai trimite-mi poezii și talebanul, dacă poate, o să te ajute tot timpul. Și nu uita, te îmbrățișez virtual și o să fiu lângă tine, fratele meu.